Arhiepiscopia Iașilor a donat 415.000 de euro de la începutul pandemiei cu precădere prin efortul unităților bisericești, dar și cu sprijinul unor donatori. Dintre aceștia, 207.000 de euro au fost alocați ajutoarelor medicale, iar 186.000 de euro ajutoarelor alimentare. La începutul lunii aprilie, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei și Europa de Nord a donat suma de 20.000 de euro, sumă pe care Arhiepiscopia Iașilor a alocat-o pentru achiziționarea de aparatură medicală destinată unor unități spitalicești din zona Moldovei. Cu ajutorul părintelui Mitropolit Serafim, în colaborare cu Crucea Roșie Bavareze din Germania, au fost trimise la Iași 1.400 de combinezoane, 5.500 de mănuși și 5.000 de măști. Acestea vor fi distribuite de asemenea unor unități spitalicești din zona Moldovei.